Un tânăr de 28 de ani a fost înjunghiat de un bărbat de 50 de ani din cauza geloziei. Nenorocirea s-a produs în satul Găureni din raionul Ialoveni. Potrivit poliției, victima împreună cu fratele și concubina acestuia au mers în ospăție la o femeie din localitate pentru a-i acorda ajutor. La scurt timp a venit concubinul femeii, care s-a luat la ceartă cu tânărul, apoi a luat un cuțit și l-a rănit în abdomen. Victima a fost transportată la spitalul de urgență din capitală, iar atacatorul a fost reținut pentru 72 de ore pentru tentativă de omor și riscă să facă 20 de ani de închisoare.